Așa, dar, dragilor, iată, o să fie mai întâmplă primitive. Să zicem, ai frânci de ghișiță. Vreau să se calculeze integrală din x plus 1. X plus 1. Ori e la x. În paranteză, da. Așa, ori e la x. De x. X aparține lui f. Deci, este primitivă. Așa, da. Ce ai tu ca idee aici? L-a scoate pe 1 în față și a rămâne integrală din x. Ori e la x. Și la mult, cum să scoți pe 1 din de aici? N-ai cum să scoți că el e legat. Da, e legat. Da. Cu e la x acolo. Nu e o constantă ca să iasă constantă în față. Nu e un... Și unul că zici ca factor prescos, nu e de nicio culoare. Ce trebuie să știi tu aici? Deci știu formulă la derivata produsului. F ori G, F ori G, tot deriva. Cine este ca? F derivat ori G. F derivat ori G. Plus F ori G derivat. Plus F ori G derivat. Asta așa se depează un produs. Și dacă integrăm egalitatea asta, înseamnă echivalent primitivă din F ori G, totul derivat. Am adresat și de X, că după cine integrez, egal cu integrală din F derivat ori G de X, nici dacă F și G sunt funcții numărate la X, plus integrală din integrală, asumi suma integrală, da? Plus integrală din F ori G derivat de X. Deci, știind să integrez un produs, integrez acum, un integral din fiecare. Integral din stânga e ca un integral din dreapta. Și integral din derivată e tocmai funcția. Că ce face? Uite, integrală din, integral din x la a doua derivată de x. Cât ar face? X la 3. Nu, din de... A, e derivată. A, ori 2... 2 x, da? De x. Și da mai departe. Și acum 2 să faci conform proprietății. Proprietăți. 2. Integral din x de x. Și integral din x este x pătrat pe 2. 2 ori x pătrat pe 2 plus o constantă și 2 pe 2 este fix și face x pătrat pe 2. Deci integralul din derivată este chiar funcția. X pătrat. Deci dacă un procedeu este invers de celălalt. Ca și cum ai spune radical, radical din 3 la 2, cât face radical din 3 la 2? 3. 3. Că procedeul de ridicare și de extragere, ăla să nu este 4, deci este 3. Integrala și cu derivata sunt procedei, procese una, un proces invers celălalt. Ce face unul strică cealaltă. Și atunci integrala din F orice, totul derivat, rămâne F orice. Deci de aici rezultă că vom avea F orice, E forțe. Că s-a terminat cu integrala, nu? Da. E forțe, e ca la integrala de F derivat de G de X. De regulă, las F derivat de G, să se înțelege că trebuie și în variabila aceea. Că n-am F de X aici și G de X. Să se înțelege, deci F derivat de G plus integrala din F ori G derivat. Și acum scot pe una din ele. Și să spunem, rezultă că integrală din F ori G derivat, adică scot asta, integrală din F ori G derivat, este egal cu F ori G. Asta minus asta. Deci asta egal cu asta minus asta. Deci egal cu F ori G. F ori G minus integrală din F
derivată, și ce? Aceasta este formula de integrare prin părți. Formula de integrare prin părți. Formula de integrare prin părți. Deci, cum spunea, integral din f ori c derivat, egal cu f ori c, minus integral din f derivat ori c. Nu știu cum am dat la f și c sau u și b. F și c. Deci, integral dintr-un produs. Un produs. Una f, o singură, și cealaltă c derivat, va fi egal cu f ori c. F nu știi, dar pe c nu știi. Dacă c derivat o ai acolo, ca parte, G-ul va fi integral din C derivat. Deci trebuie să o găsești pe C. Iar partea care urmează integrală este F derivat ori G-ul găsit. Concret, dacă vei avea de fapt integrală din E la X ori sin X de X. E la x ori sin de x de x. Apar aici două funcții. Una este trebuie să o socotim f-ul și alta g derivat. Tu te orientezi care să fie f-ul și care să fie g derivat cu funcție de cum îți place ție, cum simți să o găsești pe c. Dacă eu notam, am să notez f-ul egal cu e la x. Adică f. Iar g derivat e dat cu sin de x. Merge foarte bine. Atunci, eu am nevoie de f derivat. Păi, am nevoie de f derivat și trebuie să derivez pe el. Și zice, f derivat va face e la x derivat. E la x. Este e la x. Iar g simplu face integrală. Dacă g derivat e sin de x, cine derivat? G este integrală din sin de x de x. Și egal cu cât este primit din sinus? Cosinus. Minus cosinus. Că cosinus e minus sinus, cu minus de față face cos. Deci minus cosinus x. Și atunci mă întorc aici. Deci am f și g derivat. Uite, f și g derivat. Integrală din f ori g derivat. Egal cu f ori g. F ori g. F ori g. Adică e la x. Ori g care e minus cos de x. Mulțit cu minus cos de x. Deci este f ori g. La mă fac așa, da? Minus integrală din f derivat, adică ce înseamnă f derivat? Asta care o am aici, e la x. Ori g, pe care apoi și mai devreme. Ori minus cos de x. De x, și egal. Minus ies în față, minus e la x cos de x. Minus e la x cos de x. Minusul care este în față și cu minus de aici face plus integrală din e la x sin de x. E la x sin de x. De x. Deci, am plecat de la integrala asta. Și am integrat prin părți. Am ajuns la f ori c minus egal de f derivat ori c. Și o am pe asta din nou prin părți. Din nou asta să fie f-ul. În aceeași idee mă duc. Și asta să fie g derivat. Da? Deci notez pe f-ul cu cine zic acum? F egal cu e la x. G derivat egal cu cine? Cu sin de x. Atunci f derivat va face f, e la x derivat face f la x.
Și gest simplu este egal cu integrală din sin de x, de x. Și integral din sin de x de x, adică este cine? Cine derivat face sin? Cosinus. Cine derivat să facă sin? Sinus, adică, da? Minus cosinus. Păi minus cosinus. Egal cu minus cos de x. Dacă cumva sesizăm, deci ne dați mie nou, deci f egal cu e la x, g derivat e minus sin de x, nu egal cu sin de x, da? E de el face el. G egal cu integral din sin. Cine derivat face sin? Minus cos minus. Deci cine derivat face sin? Minus cos, da? Derivatul minus cos face sin. Și am luat-o pe aici, m-am dus așa, m-am dus la integrală din e la x. Nu trebuia să scriu sin de x, ci uite, minus cu minus face plus cos de x. Da, cos de x a fost la aia face. Cum am găsit x la 2 jumate și îți practic pe o seară. Și acum, e egal pe la x, g derivat este cine este asta, cos de x. Deci aici trebuie să revenim. Și apare f derivat egal pe x, g simplu, integral din cosinus. Care face că cine derivat sinus, sinus, da? Așadar, continuăm ca mai departe, cu minus e la x, cos de x, minus e la x, cos de x, plus integral asta. Dar este totul pe modelul ăsta, egal cu f orice. În cazul nostru, f este e la x, orice o care am găsit ori sin de x, minus integrală din f derivat. Adică cine este f derivat? Aici, 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 aici este, aici este mutația. Aceea am lăsat acolo. E la x. E la x. Ori g. F derivat ori g. Ori sin de x. De x. De x. Așa încât. Noi am plecat pe la asta și am ajuns la ea. Da? Și atunci ce zicem? Integrală din e la x, sin de x, de x. Integrală din e la x, sin de x, de x. Egală cu, uite, suntem aici, minus e la x cos x, minus e la x, cos x plus e la x sin x, e la x sin x, minus integrală din e la x sin x de x. Am plecat de la ea și am dat peste ea. Deci notăm cu i asta. Și atunci egalitatea sună așa. I egal cu minus e la x cos x plus e la x sin de x minus i. Minus i duce în partea asta și face 2i. 2i. Pot să scot e la x în factor comun, că este comun. E la x. Dar nu e minus e la x și cu plus e la x. Păi minus e la x și e la x, una e legat cu cosinus. Da, și da. Tu vrei să te reduci minus e la x cu e la x? Nu, perfecție. E produs acum. Da, și vine e la x. Uite, hai să-ți explic. Astea sunt momentele care mă blochează. Când tu ai avut aici minus e la x și e la x și să le duci, că aici aveai intenția să se întâmple, aceste lucruri pe numai debusolează pentru că
nu putem ajunge aici. De aia spuneam, la calcul gen, că ai văzut cum trebuie manevrat, ce trebuie văzut. Deci tu n-ai sesizat aici că este înmulțire și înmulțire și era gata pregătit să duci minus la x cu el la x. Și tot timpul ai zis, nu știu ce. Dar n-ai fost atent să analizezi și să înțelegi că e vorba de scoaterea factorului comun din la x. Care se găsește și într-un teren și în celălalt. Și am zis, e la x pe lângă. Și am să iau pe partea asta, mi-a rămas din primul sin de x. Sin de x. Așa. Cos de x. Minus cos de x. Nu, minus, de acolo. Minus cos de x. Deci 2i, dar un singur i. Deci i simplu. Va fi egal cu 1 pe 2. I egal cu 1 pe 2. Ori e la x. Pe lângă. Sin x minus cos x. Deci, integrala i face 1 pe 2 e la x pe lângă sin x minus cos x. Poate uite, am găsit acum că primitivă am arătat că primitivă din e la x sin x de x este 1 pe 2 e la x pe lângă sin x minus cos x plus 1 ăsta. Că a făcut o treabă bună, nu rămâne decât să derivează rezultatul de aici și să-mi dea e la x sin x. Derivăm ca un produs, facem toată treaba și o să vedem că așa este. Ei, ca să poți face ieșiții de tipul acesta, care are un produs, un produs x plus 1 și e la x. Deci un produs. Trebuie să știi formula asta. Integral de f ori g derivat, egal cu f ori g, minus integral de minus derivat ori c. Deci una este f-ul și cealaltă este g derivat. Una va fi f-ul și alta va fi g derivat. Se notează așa fel părții încât după ce faci treaba, trebuie să fie o integrală mai ușoară decât cea de care e plecat. Deci noua integrală este mai ușoară. Fără formula asta de integrare, știu, dar n-ai cum să faci integrala unui produs. Integrala unui produs. Una este f-ul și alta este g derivat. Și acum, eu ți-am luat un exemplu, e la x o sin de x, ca să fie un produs. Și una a fost f-ul, să zicem, prima, și g derivat este minus sin de x. F-ul derivat, apoi g-ul integrală, nu a fost chiar așa de inspirată alegerea părților. Că dacă notam invers, f-ul asta vreau să nu contează cum notăm la f-ul. Nu contează, dar contează foarte mult în economia ieșițiului ca noua integrat să fie mai ușor. Pentru că am sănătorul ieșițiului tău. Deci contează mult alegerea părților. Nu la întâmplare. Dacă nu le alegi părțile corect, noua integrală e mai dificilă decât cea care le-a dat, de la care e plecat. Da? Deci de aceea trebuie alesă cu multă grijă. Aici am avut o integrală unui produs, am luat f g, m-am dus după formul f ori g, nu știu ce, și am dat încă o dată noua integrală, trebuie să fie mai ușoară, nici mai ușoară, chiar asta, aproape. E la x, numai că e mai cosinus. Și iar am ales părțile. Dar în aceeași idee, dacă am ales să fie f egal cu e la x, apoi păstrez tendința f egal cu e la x și f derivat egal cu e la x. Deci mă duc pe culoarul ăsta, e la x cos de x minus e la x. Și acum e orice, da? Și continui să atac acolo și iată, găsesc în final toată povestea asta. Să ne înțelegem clar. Mă întorc la ieșițiul tău, las formula și să văd cum îi dau un pe ieșițiul care l-ai, are de făcut.
Deci, practic, care ai un produs, trebuie să gândești, ai clar, ai alte integrări prin părți și de modul în care vezi părțile depinde reușita ta. Să ajungi mai repede sau să ajungi mai greu, sau chiar să complici. Uite, hai să zicem că avem un nou clar de păcăriștiul ăsta. Primitivă, din X plus 1, e la X de X. Și acum, e o loc ca X plus 1. Deci, se luăm pe F, e la X plus 1. Iar G? G de derivat, se luăm, e la X de X. Atunci, e derivat, va face X plus 1 derivat, face X derivat e 1 și constanta X. E 1. 1. Deci face 1. Iar G-ul egal cu integrala din e la x de x. Cât este? Integrala din e la x e la x. Face din e la x de x. Și e altul de la x. Deci cât e primitivul imediat. Alegerea asta va fi inspirată. Deci va fi egal mai departe după formă cu f orice, f orice. X plus 1 ori e la X G ori e la X minus minus integrală din F derivat adică 1 1 ori G care am găsit G ori e la X ori e la X de X și egal mai departe cu și egal cu X plus 1 ori e la X minus integrală din e la x, care e e la x. Deci e la x, da? Minus e la x, da. Minus e la x. Minus e la x. Și acum am terminat, am avut de integrala asta care a apărut aici. E mai ușoară decât asta în început. Că a fost numai din e la x. Și acum, dacă vrem să continuăm, egal cu spate, e la x în factor. E la x pe lângă x plus 1. X plus 1. X plus 1. A, plus 1. Plus 1. Adică, e la x. Care e factorul comun? E la x. L-a scos în factor. E la x pe lângă. Din primul a rămas x plus 1. Și în al doilea? Minus 1. Pe minus 1. Astea sunt lucruri de repet la care eu nu am. Nu mai avut tare. Asta vă spune ceea ce fac aici. 1 minus 1 și face egal pe x de la x. Deci integrala care e aici cerută este x plus e la x plus o constantă. Că precizierea găsirii îi pun la nivel de constant. Ce să spun? Exact cum vezi tu că fac eu aici. Am în volumele astea. Deci volumul de calcul integral este explicația așa, de la cel mai elementar lucruri făcute corect, atent. În doar 10 divizii, care înseamnă 15 ore, am făcut tot calcul integral. Și integral definit și tot. Explicat așa. Găsești pe internet parte din ele. Acolo, mă rog, între lecțiile care le-am făcut, să găsești pe cea 1000, că știi câte acuma sunt? 1400. Nu, 1200 de lecții sunt în momentul de față. La videomatematică, când defilezi acolo, da, știu, că sunt pe clasă. Sunt și pe clasă, dar în schimb aceea toată, când sunt amestecate, sunt vreo 1000 și vreo 200, cam așa ceva, ultim de ei. Ei, insist să spun, trebuie muncă individuală, dar greutățile maxime sunt la lipsa calculului algebrică. De acolo toată dificultatea. Și de ce spuneam? De anul trecut, vină la clasa 7, vină acum la clasa 8. Formulele ce de astăzi, am făcut și chestii foarte interesante. La fel nu merge. Mulțumesc.
scot el, hai să fac o construcție că este X plus 1 plus 1 și mă vezi că e minus 1 aici a rămas, eu trebuie să simt nevoie să mă opresc. Că nu mai pot, n-am cum să ne ajut. Da. Dacă însă alegem părțile neinspirate și ziceam să fie F-ul de varianta a doua, F-ul să fie E la X, F să fie E la X. Iar G derivat să fie X plus 1. G derivat să fie X plus 1. Atunci, F derivat ar fi E la X. Da. Iar G sfântul ar fi integrală din X plus 1. Deci, nu? Da. Și faci cât? Integrală din X plus 1. E integrala din formare, integrala din fiecare, integrala din înscris. Să-i... 1? Păi nu X de toate. Păi... Din X. X de X. Păi cât e integrala din X? X. O să fie tot X. Deci eu te întreb cât este primitivă din X. De X. Cât este? Cine e derivat să facă X? X la a doua, pe 2. Crește cu unitate, pentru că formula e așa, integral X la N. De X egal cu X la N plus 1. La N plus 1. O să constat. Și integral din X de X este X la a doua pe 2. Da? Deci voi avea G egal cu X la a doua pe 2. Plus integrală din 1. E constant. Pe cât e integral din 1? Cine deriva face 1? X. X? Păi X este. Deci integral din 1 este egal cu X. Și atunci, după ce am, să spunem, mi-am găsit asta, atunci mă zic și zic, exercițiul că am avut integrală din X plus 1. X plus 1. Ori e la X. Deci X. Va face egal cu F orice. F orice, adică... Adică, acum e, e la X. E la X. Orice. E X plus 1. Nu, G-ul. G-ul, G-ul. Păi G-ul X e aici. Da. Deci, în momentul de inspirare, G-ul cât este? Ori e X pătrat pe 2. Deci, pe lângă X pătrat pe 2, plus X. Minimul, zice formula, integrală de F derivat, adică zice... E la X. F derivat, care este E la X. Ori G. Ori G, adică X pătrat pe... X pătrat pe 2, plus X. De X. Noi am plecat de la asta. Și am ajuns la asta, care e mai dificilă. A crescut gradul și pe aici, polinomul ăsta, e mult mai urâtă. Dar asta s-a întâmplat pe ecran, pentru că am ales prost părțile. Iată că nu e la întâmplare alegerea părților, ci este o alegere convenabilă încât noua integrală asta să fie mai ușoară decât cea pe care am plecat. Iată, mai în prima variantă, pentru o alegere fericită, am ajuns la integrală din E la X. Nu E la X plus X pătrat pe 2 plus X, care e urât de față de ea. Așa că nu e la întâmplare alegerea părților, ci este funcție de cum te conduce la integrala din partea a doua asta, să fie mai ușoară decât asta de aici. Deci din el derivat orice, să fie mai ușoară decât asta la care e plecat. Și aici așa a fost inspirat, corect, și-a mers foarte bine. Cu asta am dovedit că alegerea părților este o problemă importantă, dar trebuie știută. Deci ați să se derivezi toate formula de derivare, spune că și la integrare tot perfect. Dacă nu știi, eu mă schimb să integrezi din X cât faci, faci X pătrat pe 2, din 1 cât faci X. Iată mă, nu te pot ajuta.
Ce nu mi-e clar mie un lucru? Tu crezi că, la momentul ăsta, dacă vii aici, nu. Deci munca individuală este esențială. Tot anul ăsta nu-și mai cu integral. Dar totul se bazează pe știi să derivezi foarte bine formulele cele la derivare perfect și formula integrale rapid. Invers procedeul. Și atunci, niște tehnici de integrare și te descurci. Altfel, nu, rămâne. Sigur, și scoaterea factor cum sunt banalități. Nu am... Te-ai încurcat la chestia asta, ai dat trei chestii peste cap, nu mai vezi nimic, nu mai... Și nu poți avea succes. Deci ce înțelegi să faci? Exercițiul ăsta care ne-ai impus, e un produs, da? Trebuie să duci imediat cu gândul la integral, formula integrală prin părți. Alegerea părților este esențială, una este F-ul și alta e G-ul. Derivat. Deci F-ul, ca în formulă, partea doar când și derivat, X plus 1 derivat, să scadă ca la derivat. Dacă nu știi să derivezi, nu știi formulele, tu nu poți să alegi cu părțile astea, că nu. Nu-ți dai seama cum anumii ia devine mai ușoară. Înțelegi? Adică totul se leagă, știi sau nu știi. Nu o faci. Deci să mai încercăm un exercițiu. Dai cu un exercițiu să vezi. Eu am dreptate. Integrala din x pătratul e la x. Și integrala din x pătrat. E la x. Integrala din x pătrat. Ori e la x. Deci, ce este aici? Un produs sau? Deci, este integrala unui lucru care se formă un produs. Și apoi, ești mita, spune, mai integrare, prin părți. Și mai ne gândim. Eu cred că tot F să fie egal cu X pătrat și... Deci mergi cu ideea că F este egal cu X pătrat și G derivat. G derivat... E la X. Și atunci? F derivat va fi 2X. 2X. Dar ce simplu? Egal. Fiindcă derivata e asta, G este integrală cu ea la X. De X. Și care este? E la X. Și atunci poți să spui că asta de aici este egală cu... F or G, adică X pătrat. Deci este egal cu X pătrat ori X pătrat ori G ori E la X minus minus integrală din F derivat, adică 2X. 2X. Ori G, e la X. E la X, X. Și egal cu X pătrat. Pătrat ori G la X. X minus. Minus. Iesă 2 în față. 2 integrală din X ori E la X pe X. X pătrat ori E la X. Minus 2 ori X pătrat pe 2. Minus 2. Ce este acum? Este de nou un produs. X ori E la X. Întrebare, integrala de la care am vorbit, asta. Și la care am ajuns prin părți asta, e mai simplă decât cea la care am vorbit? Sau mai complicată? E mai simplă pentru că nu am pătrat. Nu mai este X la pătrat. Și ești încurajat.
ești încurajat să notezi din nou la etapa asta, iarăși F egal cu X, G derivat să fie egal cu E la X, F derivat va fi egal cu 1, G egal cu integrală de la X, de X, care face E la X. Și acum vine minus 2, aia tot la integrală la 2, minus 2 pe lângă. E aplicit o dată integrală pe braț. Minus 2 pe lângă, E for G, nu ori, E la X. E for G? Da. Adică? Aici X ori E la X. X ori E la X. Minus? Minus integrală din... 1, 1, e la X. E la X. E la X. Asta la care am ajuns e mai ușor decât asta de la care era. Asta e mai ușor decât asta. Ei am plecat. Da. E mai ușor. Pentru că e rapid de chiar. Da. Chiar e la X așa. Deci, hai să vedem. Integrală din unde am plecat. Integrală din X pătrat. E la X de X este egală cu? Egal aici. Cu X pătrat e la X minus 2 pe lângă. Deci facem paranteza. Minus 2X e la X. Minus 2X e la X. Plus 2. Integral din e la X. Și egal cu x pătrat e la x, minus 2x e la x, plus integral din e la x, e la x, e la x, 2 ori e la x, e la x. Și iată că am găsit că primitiva funcției x pătrat e la x de x este. Să vedem că putem să batem un x pătrat, un el, ce putem să batem factor? Un el la x. Deci el la x pe lângă cine? El la x pe lângă x pătrat. Da. Minus 2x. Da. Plus 1. Plus 1. Și plus 1, constant. Și cam mai departe, el la x pe lângă. Ce este aici? X pătrat minus 2x plus 1. Bine, la pătrat. Adică x minus 1 la pătrat. Deci pe lângă x minus 1 totul la pătrat plus 1 constant. Asta este răspunsul. Integral din x pătrat e la x de x este x pătrat. E la x pe lângă x minus 1 la pătrat plus 1 constant. Dacă o derivăm pe asta, desprezi de x pătrat e la x. Ia să luăm deoparte. Ia să vedem dacă nu tot treabă cu mână. Adică e la x. Deci asta cum uităm pe f mare de x, nu? Asta, funcția primită de f mare de x. Și acum zicem f mare derivat de x egal cu e la x pe lângă x minus 1 tot la pătrat. Deci o constantă. Derivat. Și egal cu? Cine este egal derivata unei sume? Da. Derivata asta plus asta. Păi, nu e din numai aici, mai produs. Derivata unei adunări. Prima derivată plus o derivată. Păi, așa spunem. Deci, egal cu e la x pe lângă x minus 1 la pătrat, totul derivat. E la x pe lângă x plus 1 la pătrat, plus constanta derivată. Și constanta derivată cât este? 0. Deci asta e greu. Și acum suntem aici. Cum, cine este egal derivată unui produs? E la x pe x plus 1 tot la pătrat, egal cu e la x totul derivat. E la x totul derivat. X minus 1 tot la pătrat, plus x minus 1 la pătrat, plus x. Pe lângă x minus 1 tot la pătrat.
Și dacă revedem,
calculul, cred că va merge foarte bine. Deci, derivata trebuie să ne dea x pătrat e la x. Da? Dacă asta e f mare, f mare de x, f mare derivat de x este egal cu prima derivată. E la x. Care face e la x, da? E la x. Pe lângă x pătrat plus 2 x plus 2 plus e la x. Pe lângă. Pe lângă. Asta derivată. Da. Lângă. 2x. 2x. 2, 2 x plus 2. Așa. Și egal la prima derivată. Spate pe e la x în factor. Va cu e la x. Pe lângă. Pe lângă. Din prima. X pot. X pătrat minus 2x plus 2 minus, nu, minus plus, plus. A doua. A doua x minus 2. 2x minus 2. Și atât 2 minus 2 se reducă, 2x cu minus 2x. Face el la x, ori x pătrat, poate am arătat că am făcut o treabă bună, da? Așa trebuie făcut. Deci, integrez, te convici că e făcut corect. Adică rezultatul derivez și derivata trebuie să-ți dea funcție pe care îi convine. Deci dacă ai avut integrală, ți-o de făcut. Ai muncit și găsit-o pe asta. Acum faci proba. Derivata așa este, îți dă așa ceva? Da? Și iată, am derivat-o pe asta. Și mi-a dat e la x ori x pătrat. Vreau să te găsesc și derivez, și calcul, și tot felul de lucruri. Dar insist. Tot ce am făcut, ce am făcut aici să-mi arăta, am în volumul acela, care e la îndemână, poate la oricine. Nu am șanse să te pot ajuta decât dacă te ajut singur. Adică trebuie lucrat, trebuie văzut cum. Ce am făcut eu astăzi așa, ca să te... Nu am făcut de altceva decât să plec de la faptul că ori de câte ori ai integrala la unui produs, trebuie să știi de formula asta. Dar nu ți-am arătat-o peste carte. Am plecat la derivata produsului. Prima derivată, a doua derivată, cu prima derivată, a doua derivată, da? Și am integrat, ți-am integrat și am găsit formula asta. Formula de integrat prin părți. Și alegerea părților este esențială. Una e F și alta e G derivat. Dar așa faci. Poți să încât asta să fie mai ușoară. Dacă ai răbdes invers părțile, m-am plecat noi de la X la 2, la X de X, dacă spuneam că F ar fi E la X și G de va face X la 2, G facea integral de X la 2, care face X la 3 cu 3. Și asta ar fi fost mai dificil. Deci tu trebuie să ai, vă spun, experiență suficientă ca alegerea să te conducă la o integrală mai simplă. Nu ai nicio șansă să faci asta decât dacă știi să derivezi foarte sigur pe tine și prin formula primitivă, ca să simți cum anume să așează. Da? Nu degeaba să faci calcul integral în casa de specia. După să văd derivatele, treabă specia. După ce calculul începe, merge foarte bine, te rezolvi tot felul de chestii. Da? Eu rămân cantonat la chestia ce calcul algebric se lipsește. Lipsindu-ți, nu ai șanse să duci unii și la capăt. Poți să înveți formule, poți să duce, dar când să faci aplicațiile efective, te poți mărește. Toate celelalte respectă rețeta asta, la integrare prin părți. Da? Formula, ai, dărești și merge foarte bine, dar remet formule, știu-te și cu asta. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!